tot ieri fostul premier al României, Florin Câțu, aducea în discuție recesiunea. Acum, în direct alături de noi, este Florin Câțu. Mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Bună ziua! Pare că suntem un stat care funcționează din fondul de rezervă. Întrebarea este, chiar e un risc atât de mare? Ne putem îndrepta spre ceea ce numeai recesiune? Sau, în fine, domnul Coșta spunea la un moment dat de incapacitate de plată. Aici sunt două lucruri. În primul rând, ieri, INSE, Institutul Național de Statistică, a publicat datele oficiale pentru trimestrul 1 din 2023 și economia s-a contractat în trimestrul 1 cu 0,1%. Deci a scăzut în trimestrul 1 față de trimestrul 4 din 2022. Deci ăsta este primul semnal. Al doilea semnal este că îl avem tot de la INSE ieri. Creșterea economică a scăzut la 1% creșterea economică anuală. Deci în 2021, guvernarea liberală a reușit să redreseze economia, a dus creșterea economică la 5,7%, în 2 ani de zile am ajuns la 1% și cu un trimestru negativ deja și vom vedea ce urmează. Și de aici se apar și legăturile cu problemele, cu plățile și cu deficitul. Pentru că economie care nu funcționează, bineînțeles că nu am 5 venituri la buget. Bugetul a fost construit pe economie care crește cu aproape 4% și așa ceva nu se va întâmpla anul acesta și nu avea, este ajustată creșterea economică în jos. De aici toate problemele. Dar nu orice se plângă, pentru că economia a încetinit datorită sau din cauza deciziilor luate în ultimii 2 ani de zile. Pe de o parte creșterea taxelor, care bineînțeles reprezintă o frână pentru economie și oricine știe asta și un copil de grădiniță dacă a studiat puțin. Și în al doilea rând avem acele măsuri populiste care au luat bani de la investiții și i-au băgat prin tot felul de scheme în buzunarele electoratului PSD sau chiar în buzunarele baronul PSD. Deci aceste două elemente și aceste două măsuri care au dus la scăderea economică. Mai mult, acum avem un alt pachet de creștere de taxe și de aceea am spus că recesiunea pare sigură acum, pentru că dacă acest pachet de creștere de taxe trece de CCR, este la, am mai zis, este la Armageddon fiscal, va pune economia, va distruge economia. Am văzut ce au făcut acele taxe, am trecut supraimpozitarea cu taxe part-time și... Da, dar ministrul de finanțe, spune Florin Câțu, deci domnul Boloș, spune că mai pregătește încă un pachet fiscal. Asta ce înseamnă? Alte taxe în afară de ăsta care e la CCR? Da, bineînțeles că asta înseamnă mai multe taxe, pentru că ei nu văd... Cine nu a studiat economie și nu înțelege economia, nu vede decât să crească taxe ca să ia niște bani repede pe termen scurt. Dar cine a învățat economie, cine a studiat criza din 2010, știe foarte bine că soluția este de fapt invers. Și cum am făcut noi în 2010, scazi taxele ca să aduci mai mulți bani la buget, nu crești. Dar asta înseamnă că să pui oameni care nu se pricep în funcții de conducere în situații complicate și ajungi cu aceste rezultate. Până la urmă, problema este alta, că românii suferă. De 2 ani de zile sunt loviți de prețuri, de inflație și de dobânzi și acum vor fi loviți și de șomaj, pentru că economia deja se contractă și vedem semnale peste tot. Sectoare întregi din economie care plățile sunt priviate și așa mai departe. Da, suntem un stat care funcționează din fondul de rezervă. Pentru mine este șocant. Ieri au scos iarăși bani din fondul de rezervă că nu reușea Casa de Sănătate. Ne-au spus că la educație fac memorandumuri și iau bani pentru salarii din fondul de rezervă. Fondul ăsta de rezervă era pentru calamități, pentru alte chestiuni. Doamne ferește, uite ce se întâmplă în jurul nostru. Este o șmecherie care trebuie oprită. De fapt, ce fac? Iau banii de la ministere care n-au cheltuit bani sau banii care au pus deoparte cei 10%, îi pun în fond de rezervă și de acolo îi redistribuie. Problema este alta, că au făcut ceva ce nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de zile. În fond de rezervă au dat voie să plătească salarii și pensii și așa ceva nu se putea face. Acolo erau bani pentru investiții și situații speciale. Deci au schimbat legea asta, spui, ca să aibă acces pentru salarii. Exact, au dat ordonanțe ca să bage, să poată să dea salarii. Și aici este ei ce fac? Încearcă să ascundă adevărul sau situația dezastruoasă din finanțele românești. O rectificare bugetară a transparentizat tot, ar arăta că de fapt România are un deficit estimat în jur de 7% și că situația este complicată. Dar dacă nu faci rectificarea bugetară, nu arăți aceste cifre și atunci te faci cârtel din asta de 2 lei. Dar nu funcționează, pentru că știm că sunt facturi neplătite în sănătate de 5-6 luni de zile. Nu sunt facturi, concedii medicale de aproape un an de zile. La investiții, iarăși de 4-5 luni de zile. Deci poți să tragi de timp puțin,
Dar nu poți la infinit și până la urmă gunoiul ăsta suprești va ieși la suprafață și va mirosi îngrozitor. Iar cei care fac acest lucru acum ar trebui să fie trași la răspundere, pentru că este ilegal să manipulezi în așa hal informațiile publice și situația economică a României și să arunci tot costul pe români, pentru că până la urmă, de fapt, asupra lor se răsfrânge tot. Mulțumesc!